Haideți să deschidem Scripturile la a doua epistolă către Timotei. Și de acolo o să citim trei versete din capitolul 3, care o să fie, dacă vreți, leitmotivul nostru pentru conferința de anul acesta. Sunt cuvintele Apostolului Pavel, pe care le adresează lui Timotei. Este interesant de știut că cartea sau epistola, scrisoarea 2 Timotei, este ultima pe care Apostolul a scris-o. Deci ceea ce citim aici sunt cuvinte, dacă vreți, cuvintele lui de rămas bun. Și iată ce citim de la versetul 15 până la 17. Din pruncie, cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. În primul rând aș vrea să încep cu relevanța subiectului pe care l-am ales, și anume autoritatea Scripturii. Așa cum am spus, în mesajele următoare, astăzi și mâine, vom discuta despre Scriptură, câteva principii generale și apoi vom vedea și aplicații practice, căci Scriptura nu este doar teorie. Dacă nu aplicăm ceea ce scrie, degeaba o mărturisim. Biblia este cartea cu cea mai largă circulație din întreaga istorie a omenirii. Cea mai multiplicată, cea mai citită carte. Unii ar spune că este bestseller. A fost tipărită în peste 3 miliarde de exemplare. Nici o altă carte nu se apropie de ea. Ca tiraj. A fost tradusă în peste 2300 de limbi. Dar pe de altă parte, Biblia este și cea mai distrusă carte din istoria omenirii. De-a lungul timpului a fost căutată în mod sistematic ca un document periculos, un document subversiv în numeroase regimuri totalitare. Dacă ne amintim doar de unul pe care unii dintre noi suntem prea tineri ca să știm prea multe despre el, regimul comunist din România, acesta a fost unul din regimuri. Dar mergând mai mult în istorie, pe vremea Evului Mediu întunecat, pe vremea totalitarismului Bisericii Catolice, citirea ei de către laici a fost interzisă. Prin laici înțeleg oamenii de rând. A fost interzisă prin lege și orice traducere a ei în limba vorbită de popor era absolut interzisă. Cartea însă a rămas iubită de oameni. Chiar și în vremurile alea întunecate. Chiar și în vremurile mai apropiate de noi, de care unii ne aducem aminte. Cartea a rămas apreciată și iubită de oameni. În istorie întâlnim numeroase cazuri în care oamenii plăteau doar ca să audă Biblia citită câteva ceasuri. Cartea despre care vorbim este unică. Unică prin puterea ei de transformare a persoanelor, a familiilor, a adunărilor, a comunităților și, dacă stăm bine să ne gândim, chiar și a națiunilor. Niciun alt document nu a contribuit atât de mult la conturarea istoriei omenirii. Immanuel Kant, unul din mari filozofi, și promit că e ultimul citat, primul și ultimul din filozofi, dar el spunea despre Biblie, el spunea așa: cred că existența Bibliei este cel mai mare beneficiu pentru umanitate. Orice încercare de a o minimaliza este, cred eu, o crimă împotriva umanității, spunea el. Este așa? Probabil că da. Biblia este cea mai iubită carte de pe planetă. Milioane de oameni au fost în stare să renunțe mai degrabă la propria lor viață, la propria lor familie, la propriile lor bunuri și agoniseli, mai degrabă decât să renunțe la Scriptură. Dar să ne gândim că Biblia este în același timp cea mai urâtă carte de oameni și cea mai greșit interpretată carte de pe fața Pământului. Milioane de oameni au criticat-o și au crezut că îi vor aduce sfârșitul.
dar în același timp Scriptura rămâne în picioare și astăzi și sute de teorii critice au căzut în uitare, multe în derizoriu. Trăim astăzi într-o vreme în care a afirma că credem în autoritatea Scripturii sună pentru unii a ceva pueril. Afirmație ignorantă. Dar autoritatea Scripturii este cel mai serios subiect pentru un copil al lui Dumnezeu. Pentru că prin Scriptură Dumnezeu ni se revelează și ne revelează tot ceea ce vrea El să cunoaștem despre El. De aceea nu este deloc un subiect nesemnificativ, nu-i deloc un subiect pueril și nici ignorant, aceea de a afirma autoritatea lui Dumnezeu, autoritatea Scripturii de către un copil al lui Dumnezeu. Adversarii lui Dumnezeu, aflați sub acoperire, acei lupi îmbrăcați în piei de oaie despre care vorbea Mântuitorul, afirmă că noi nu trebuie să fim fideli sau loiali unei cărți, ci unei persoane. Dar, chiar dacă unii ne numesc bibliolatri, știați lucrul ăsta? Adică, închinători la Biblie. Răspundem că loialitatea față de Scripturi ne îndeamnă, ne îndrumă spre loialitatea față de Hristos, față de Mântuitorul. Și nu poți să fii loial lui Iisus Hristos fără să fii loial cuvântului Său. Nu e acum scopul nostru sau scopul conferinței acela de a apăra Scriptura. Nu. N-am putea să facem asta pentru că suntem prea slabi. Scriptura se apără pe ea însăși, pentru că are în spate autoritatea și girul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea spune Domnul Iisus, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Care este scopul nostru atunci? Este acela de a întări credința noastră în Scripturi și de a încuraja pe fiecare dintre noi să credem Scriptura. Să o studiem și mai mult decât orice să o împlinim. Care este puterea Scripturii? De ce este relevant subiectul pentru noi astăzi? La nivel individual, Scriptura are o putere de transformare uimitoare a vieții. Nici o altă carte nu are puterea asta. Poate să schimbe chiar și pe cel mai răit om. Și câte astfel de mărturii nu avem. Poate să schimbe cel mai teribil lucru de pe pământul acesta, și anume natura păcătoasă, natura aia egoistă care este în fiecare dintre noi. Poate să transforme omul. La nivel individual. Dacă mergem mai departe, la nivel de familie, vedem câte familii sunt destrămate astăzi. Vedem câte familii trec prin tragedii. Vedem câți copii din familii de credincioși merg în lume și se dezică tot ceea ce au învățat în copilărie. Lucrurile astea sunt tragedii. Sunt drame pe care prea mulți le trăiesc. W.E. Vine, celebru teolog anglican, spunea la un moment dat că o familie care nu studiază Scriptura este ca o corabie fără catarg și fără cârmă. Și cred că asta este una din problemele familiilor de credincioși astăzi. Nu se mai studiază Scriptura în familie, ca familie. Timpul acela petrecut, pus deoparte, petrecut în jurul cuvântului de întreaga familie, e esențial. Și asta poate să păstreze o familie unită, poate să păstreze și să creeze un viitor. Copilul. Nu mă refer la mântuire, totuși că mântuirea este personală. Nu așa? Este intervenția lui Dumnezeu. La nivel de adunare, la nivel de comunitate, Scriptura este până la urmă ceea ce ține o adunare fidelă lui Hristos. Cum știm care este voia lui Dumnezeu? Păi El ne-a descoperit-o. Cum știm ce cere Dumnezeu de la noi? El ne-a spus. Pe de altă parte,
trecerea dincolo de ce este scris, lucru de care avertiza Pavel în 1 Corinteni, este primul semn al apostaziei. Cei care ați fost la conferința de anul trecut, am discutat despre semnele apostaziei și nu la întâmplare am pus trecerea dincolo de ce este scris ca primul semn al apostaziei. Pentru că asta deschide ușa la tot soiul de învățături și practici greșite. Și la o neloialitate față de Hristos. Ce înseamnă apostazia? Înseamnă o depărtare, o dezertare voită, o rebeliune față de adevăr sau față de Dumnezeu. Adunarea este numită de Apostolul Pavel în 1 Timotei 3:15 stâlpul și temelia adevărului. Da. Eclesia este stâlpul și temelia adevărului. I-a fost când Domnul și-a trimis adunarea, spune, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și despre acest tot ce v-am poruncit se referă Iuda mult mai târziu în epistola lui și spune, îi îndeamnă pe destinatarii lui să lupte ca să păstreze credința dată sfinților. Odată pentru totdeauna. La nivel de comunitate și la nivel de societate, vedem că oriunde principiile Bibliei sunt respectate, vedem acolo o societate productivă, o societate sănătoasă. De ce? Pentru că Biblia și prin influența ei asupra credincioșilor, efectul acesta se răsfrânge și în societate. Vedem o societate, a spus, sănătoasă. Vedem o conduită civică, o etică responsabilă. Scoateți Biblia în afara legii și veți avea totalitarism, veți avea corupție la toate nivelurile și cât de bine nu se aude ecoul ăsta și în societatea noastră, că am păstrat multe din lucrurile vechi. Scoateți Biblia în afara legii și veți avea o societate deznădăjduită și lipsită de orice unitate. Asta este Scriptura. Creștinii adevărați sunt cei mai buni cetățeni. Trebuie să fie cei mai buni cetățeni pe care și poate dori orice țară. De ce? Pentru că principiile și învățăturile Scripturii calcă legile drepte, legile sănătoase. Din contră, le facilitează împlinirea, punerea în aplicare. Deci, scopul acestei conferințe este de a întări credința noastră în autoritatea Scripturilor. Întoarcerea la Scripturi, la autoritatea lor, este răspunsul provocărilor din generația noastră, din lumea în care trăim. Biblia nu este o carte învechită, irelevantă, într-o societate modernă sau postmodernă, cum spun unii, nu. Biblia oferă răspunsurile la întrebările cu care ne confruntăm în generația noastră, la fel cum a oferit răspunsurile la întrebările tuturor generațiilor care s-au succedat înaintea noastră. Este ceea ce ne poate schimba viața la nivel personal, la nivel de familie, la nivel de adunare, la nivel de comunitate și la nivel de națiune. Trecem mai departe. Sper că am văzut de ce este relevant subiectul pentru noi. Vreau să trecem mai departe și să vedem câteva date tehnice despre cartea pe care o avem cu toții, noi așa, înainte, despre Scriptură. În primul rând, ce înseamnă numele cărții? O numim Scriptură sau Biblie. De ce? Scriptură înseamnă simplu scriere. Sfânta Scriptură înseamnă Sfânta Scriere. Iar cuvântul Biblie sau Biblia, vine din limba greacă, unde înseamnă cărți. Este pluralul pentru Biblion, carte. Sfânta Biblie înseamnă cărțile sfinte, în traducere literală. Biblia, așa cum o cunoaștem, are două diviziuni majore, Vechiul Testament și Noul Testament. Știți cine este primul care a folosit expresia Vechiul Testament? Apostolul Pavel. În 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 14. Și primul care folosește expresia Noul Testament este
Tertulian, care vine mai târziu și o folosește la începutul secolului III, imediat după anul 200. Cărțile Scripturii au fost scrise într-un interval de aproximativ 1500 de ani. 15 secole a durat ca această carte să fie completată, să fie desăvârșită. A fost scrisă din locuri diferite, care, dacă măsurăm distanțele, vedem că sunt despărțite de mii de kilometri, de la Babilon până la Roma. A fost scrisă de peste 40 de autori și nu este deloc de neglijat lucrul ăsta, pentru că fiecare autor a venit cu propria personalitate, cu propria contribuție și propriul lui stil. Tocmai de aceea, când citim Scripturile și dacă am avea acces la liber, la o citire în limbile originale, în ebraică, în greacă, o să vedem stilul fiecăruia. De multe ori când folosim o traducere, mai ales a unui singur om, vedem un stil unitar, pentru că traducerea reflectă personalitatea traducătorului, într-o bună măsură. Știu asta că sunt traducători. Dar cărțile Scripturii arată stilul fiecăruia. Și vedem nu doar stiluri diferite, personalități diferite, dar vedem faptul că ei veneau din pături sociale diferite, de la regi, miniștri, arhivari, doctori, profeți, pescari, păstori, ciobani, adică. Din toate păturile sociale, Domnul și-a pus deoparte oameni care să îi completeze și să îi scrie ceea ce El dorea scris. Vedem o varietate și de stiluri. Pe de o parte vedem biografii, vedem narațiuni, vedem viziuni și profeții care au propriul lor limbaj. Vedem poeme lirice și unele din cele mai frumoase din toată literatura universală. Este o carte complexă, uimitor de complexă, dar dincolo de complexitatea și varietatea ei, care sunt uimitoare, vedem o și mai uimitoare unitate. De parcă nu 40 de mâini au scris-o. Nu 40 de autori, ci unul singur. Cum de fapt așa și este. O singură minte este cea care de la care a pornit Scriptura. Și asta se vede din unitatea ei. Pentru că nu există în ea contradicții interne. Profețiile timpului nu sunt contrazise de profeții mai târzii. Din contră, sunt completate. Și de fapt, fiecare profeție timpurie conține în ea, și asta e frumos cu privire la studiul primelor profeții la Vechiul Testament, fiecare profeție conține germenul tuturor profețiilor care vor urma peste sute, peste mii sau 1500 de ani. Cum se putea face lucrul acesta dacă erau doar niște autori diferiți care au scris scrieri diferite și mai târziu au fost adunate, fiind îndrăgite și apoi venerate în timp? Imposibil. Rata probabilităților ne spune lucrul acesta, că este practic imposibil ca lucrul acesta să fie adevărat. Mult mai probabil este ca un singur autor, de fapt, să stea în spatele Scripturii. Haideți să privim puțin la Vechiul Testament și vedem imediat că Vechiul Testament are 39 de cărți. Acum, configurațiile pot să difere. Unele cărți, de exemplu, sunt unite, cum e Ezra și Neemia. În unele configurații, Judecător și Rut apar ca o singură carte. Ceea ce ne interesează nu este atât numărul, cât conținutul. Și spunem că Vechiul Testament conține 39 de cărți, mă refer la testamentul pe care îl cunoaștem, pe care îl folosim cu toții, și împărțit de evrei în două sau uneori chiar în trei capitole mari. Legea, Tora, în grecește avem Pentateucul, adică primele cinci cărți, apoi vin profeții, legea și profeții, și este o expresie pe care o întâlnim și în Noul Testament de peste 10 ori. O altă diviziune este mai exactă, mai specifică, spune legea, profeții și psalmii,
pentru că pun deoparte categoria cărților lirice, care, dintre care primele erau cărțile psalmilor. Dați-mi voie să citesc din celebrul istoric evreu roman, Flavius Iosefus, care scrie la sfârșitul secolului I, către sfârșitul secolului I, și scrie contra lui Apion, deci era o polemică și o justificare, și el spune așa: nu există deci la noi, în iudaism, o sumedenie de cărți care se contrazic și se luptă între ele, ci doar 22, unde se află analele din toate timpurile, bucurându-se de încredere dumnezeiască. Mai întâi sunt cele 5 cărți ale lui Moise. Profeții care i-au succedat lui Moise au descris în 13 cărți faptele vremilor. Ultimele 4 cărți conțin imnuri închinate lui Dumnezeu și sfaturi folositoare pentru viața oamenilor. Venerația cu care ne apropiem de cărțile noastre este întipărită de fapte. Căci în pofida veacurilor care au trecut, nimeni nu a cutezat să le aducă vreo adăugire, să înlăture ceva sau să le schimbe pe locul. Încă de la naștere, tuturor iudeilor li s-a insuflat convingerea că aceste cărți conțin învățăturile lui Dumnezeu și de aceea le rămân mereu credincioși, fiind gata oricând să moară bucuroși de dragul lor dacă este nevoie. O singură paranteză aici, cele 22 de cărți de care vorbea Flavius Iosefus sunt exact cele 39 de cărți din configurația noastră. Asta cunoșteau ei, evrei, și iată cum ce limbaj vorbește Iosefus despre cărțile pe care le aveau, despre Vechiul Testament. Datorită convingerii despre originea și însemnătatea cărților acestora, evreii au dezvoltat chiar o clasă specială de intelectuali în cultura lor, formată din scribi, din învățători ai legii și mai târziu din masoreți, care n-aveau altă datorie, sau datoria lor principală era aceea de a păstra, practic, identice manuscrisele prin copiere. Copiile trebuiau să fie identice cu manuscrisul sursă. Niciun alt manuscris antic nu a fost păstrat cu atât de mare grijă precum a fost păstrat Vechiul Testament. Acolo fiecare literă, fiecare iotă, fiecare, și îl citesc pe Domnul din traducerea noastră când spune, fiecare frântură de slovă, vav, nu? Astea două sunt, iota și vav, sunt cele mai mici semne grafice. Fiecare virgulă, spune noi, fiecare punct parafrazat, contează. De ce? Pentru că vin de la Dumnezeu. Mai trebuie să spun încă ceva despre o traducere de data asta și o să trec destul de repede peste ea. Este vorba de Septuaginta. Puține lucruri știm cu certitudine. Sunt multe tradiții. Biserica Ortodoxă, de exemplu, o consideră inspirată și refuză să traducă după textele evreiești Vechiul Testament și preferă să folosească Septuaginta. Ei, Septuaginta este o traducere în limba greacă. A început undeva în secolul III, pe vremea regelui Ptolemeu, în Egipt, în Alexandria. Unii spun că regele Ptolemeu ar fi cerut o traducere, alții se îndoiesc despre lucrul acesta. Cert este că atunci a început traducerea, a început cu primele 5 cărți, cu Tora, cu legea, și apoi traducerea s-a extins la întreg Vechiul Testament și după aceea a cuprins și principala literatură din vremea respectivă. Asta este Septuaginta. De ce îi spune așa? Vine din... înseamnă cei 70 de bătrâni, Septuaginta, și vine din tradiția care spune că 6 experți din fiecare seminție din Israel s-au reunit la Alexandria ca să traducă, să obțină traducerea asta. Și de acolo îi spune Septuaginta. Ce interesant cu privire la ea este faptul că în timpul Domnului Iisus și al apostolilor, deci în timpul creștinismului primar, exista o puternică, datorită diasporei evreiești, exista o puternică influență elenistică. Și vedem că autorii cărților din Noul Testament citează
Când citează din Vechiul Testament, aproape trei sferturi din citate, pentru că ei scriau pentru, mai mult pentru cei din diaspora și pentru cei dintre neamuri, care nu vorbeau evreiește sau aramaică, ei citează din Septuaginta. Ei citează dintr-o traducere și spun, Scriptura spune. Despre Noul Testament, acum câteva cuvinte. Și aici vreau să spun că apariția mult așteptatului Mesia, spre care au privit toți cei din vechime, toți cei din Vechiul Testament, viața lui pe pământ, lucrarea lui, învierea lui, este ceea ce a produs ceea ce numim noi astăzi Noul Testament. Noul Testament e grupat în patru cărți biografice care descriu viața lui Iisus, astea sunt Evangheliile, apoi urmează o carte istorică, o carte care vorbește despre dezvoltarea primelor adunări. Este Cartea Faptelor. Și apoi urmează o serie de epistole, adică scrisori, adresate indivizilor sau adunărilor, care vorbesc despre doctrină și practică, despre trăirea vieții creștine, atât la nivel individual, cât și la nivel de adunare. Toate cărțile au fost scrise de apostoli sau de apropiați ai lor, cum ar fi Marcu sau Luca. Marcu, care l-a însoțit atât pe apostolul Pavel, cât și pe apostolul Petru, și Luca, care a fost tovarășul, dacă mai pot folosi termenul ăsta, tovarășul apostolului Pavel de lucru. Majoritatea cărților au fost scrise înainte de anul 80. Și ele s-au bucurat de o imensă trecere în adunări. Foarte multe copii li s-au făcut și acestea circulau de la o adunare la altul, la alta. Scuze. Scrierile Noului Testament erau citite în adunări, după cum găsim în îndemnul lui Pavel, în 1 Tesaloniceni 5:27, prima epistolă scrisă de Apostolul Pavel. Deci, țineți minte, 1 Tesaloniceni prima, 2 Timotei ultima. Erau transmise de la o adunare la alta, cum citim în Coloseni, și erau folosite ca avertisment serios și ca autoritate împotriva învățăturilor false. În anul 112 întâlnim un eveniment interesant, și anume guvernatorul Bitiniei, Pliniu, scria împăratului Traian despre creștini că stătea în obiceiul lor să se adune într-o zi anume. Nu știa exact ce făceau ei acolo și existau tot felul de suspiciuni și tot felul de calomnii la adresa creștinilor. Nu, ni se poate părea ceva normal să ne adunăm într-o zi anume. Dar în anul 112, pe vremea lui Pliniu, da? Cine era împărat la Roma, cred că am spus deja, nu? Traian. Traian pe care îl cunoaștem bine și din istoria poporului nostru. Lui Pliniu îi se părea un lucru straniu, ciudat, foarte suspect, că exista un grup acolo de oameni care se adunau în particular. Ce făceau în particular? Dacă citim ceea ce ne spune Justin Martirul, așa își are el titulatura, pentru că a murit ca martir în jurul anului 150, ne spune că ei se adunau și citeau memoriile apostolilor și profeții. Ce înseamnă asta? Scrierile apostolilor, cărțile din Noul Testament și profeții, Vechiul Testament. Și cineva se ridica, sau mai mulți se ridicau, dădeau explicații, se lua cina, și culmea, se mai strângea și o colectă, ne spune Justin. Și asta se întâmpla în adunările creștine de atunci. Ce interesant cu privire la asta este că Scriptura, cărțile, memoriile apostolilor și profeții aveau întâietatea. Ceea ce aduna pe oameni împreună, ce îi făcea să se strângă ilicit, era să audă Scriptura învățată. Era cel mai important lucru pe care, sub mari pericole, cu mari riscuri, îl făceau. De ce? Ca să audă Scriptura. Scriptura ocupa locul central. Nu muzica, Scriptura ocupa locul central în adunare.
Mai vreau să răspund la o întrebare și după aceea voi încheia, și anume, cum putem ști că ceea ce citim noi astăzi este conform cu originalul? Vedeți, sunt mulți care spun că, da, manuscrisele au fost inspirate, dar noi nu avem acces la manuscrise, noi avem acces la copii ale copiilor, poate ale copiilor manuscriselor. Și acum, au existat, au intervenit greșeli. Unele greșeli intenționate, alte greșeli, de fapt cele mai multe neintenționate. Cum putem noi să știm că ceea ce citim astăzi este ceea ce s-a scris atunci? Este cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem originalele, e adevărat. Dar avem la dispoziție suficient material încât, dacă îl compilăm, putem să ajungem cu un grad foarte mare de precizie să știm ceea ce spuneau originalele. Avem trei surse principale prin care putem să reconstituim originalele. Primele sunt manuscrisele antice grecești. Mă refer acum, din nou, la Noul Testament. Cu Vechiul Testament nu avem atâtea probleme. În al doilea rând, traducerile foarte timpurii din diferite limbi, cum ar fi din egipteană, din siriană și așa mai departe. Și în al treilea rând, citatele din primii autori creștini. Și ei practic citează, dacă numai ultima sursă o luăm în considerare, ei citează din toate și nenumărate rânduri, citează din toate versetele, tot întreg Noul Testament poate fi reconstituit numai pe ultima sursă, cu excepția 11 versete. Ceea ce este un procent totuși uimitor. Astăzi avem în jur de 5.000 de exemplare, nu știu să vă zic numărul exact. La ultima discuție cu Florin îmi spunea de încă unul. 5.700. Mulțumesc, Florin. 5.700, îl credem pe Florin, pe el dați vina dacă nu așa. 5.700 de exemplare. 95% din ele se potrivesc fără nicio problemă. Dar există altele cu în care există diferențe. Cât de semnificative sunt diferențele astea? Pentru că nu sunt eu un expert în text, dar dați-mi voie să citez pe unul, care spune așa, doar aproximativ 400 din cele 150.000 de variante afectează material sensul. Și dintre acestea, doar vreo 50 au o semnificație mai mare. Dar nicio învățătură esențială a Noului Testament nu este afectată serios de ele. 7 optimi din textul compilat. 7 optimi este identic. O optime reprezintă în cea mai mare parte schimbări de ordine a cuvintelor și alte procede din acestea mărunte. Doar a mia parte, deci nu 1%, 1 la mie din text reprezintă diferențe substanțiale și dintre acestea putem spune că nicio doctrină a Scripturii nu este afectată în mod serios de diferențele astea. Și dacă toate cuvintele care sunt disputate ar fi omise, toate învățăturile Scripturii ar rămâne în continuare în picioare. Tot W. Vine, pe care l-am citat mai devreme, spunea că deși manuscrisele originale nu mai există, totuși dovezile arată că textul rezultant la care s-a ajuns prin colarea celor mai bune manuscrise reprezintă practic originalul. Și de ce vă dau toate citatele acestea? Mai am încă unul. Pentru că sunt mulți care încearcă să zguduie, să strice încrederea în ceea ce citim noi astăzi. Să producă o rupere între manuscrisul inspirat și ceea ce avem noi astăzi. Spun că nu avem acces. Neavând acces la originale și cu copii corupte, nu putem să spunem că această carte este autoritate finală pentru tot ceea ce credem și facem. Tocmai de aceasta încerc să demonstrez, atât cât pot eu, mai bine zis, prin citatele unor experți, că avem în mâini, putem să spunem că ceea ce avem în mâini este Cuvântul lui Dumnezeu. Și încă un citat am spus din Sir Frederick Kenyon, care a fost bibliotecar șef la British Museum și o somitate în materie de text. El spune așa, că fiecare credincios creștin poate ține Biblia în mâini și poate spune fără teamă sau îndoială că ține în mâini cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, transmis de-a lungul veacurilor din generație în generație, fără greșeli textuale fundamentale. Putem fi siguri, deci, că ceea ce citim acum este ceea ce s-a scris atunci. Da. În ce fel? Sunt astea 66 de cărți și numai ele considerate ca fiind autoritate pentru noi astăzi. Asta este
una din întrebările la care o să încercăm să răspundem în continuare. Avem o carte extraordinară, o carte uimitoare, de care un creștin, un copil adevărat al lui Dumnezeu nu se va sătura niciodată, studiind-o și meditând asupra ei. Domnul să ne dea setea aceea și dorința aceea mereu proaspătă de a pătrunde mai adânc și tot mai adânc în cuvântul lui. Amin.